aș vrea să vă rog să transmiteți un mesaj și cetățenilor care vor merge la vot duminică pentru a alege noul Parlament. Ce le transmiteți? M-am întâlnit în calitatea mea de secretar de stat al Departamentului pentru Republica Moldova cu foarte mulți dintre cetățenii din moldoveni și care locuiesc în România și mai ales care locuiesc în Republica Moldova. În primul rând vreau să mă adresez studenților și cetățenilor moldoveni care locuiesc în România. E foarte important să ieșiți la vot și să-i mobilizați și pe cei de acasă să iasă la vot. Voi locuiți aici, vedeți care este diferența între calitatea vieții din România și din Republica Moldova și știți că se poate și dincolo de Prut să se facă pași importanți spre o democrație consolidată, spre condiții decente de viață. De aceea e important ca voi, în primul rând, să-i sensibilizați și să-i mobilizați pe cei de acasă. Iar pentru cei din Republica Moldova, vă spun simplu, noi vă putem ajuta, România vă ajută și a fost mereu aproape de voi, de cetățenii din Republica Moldova, dar duminica aceasta este momentul vostru, este momentul ca voi să dați o mână de ajutor țării voastre prin a merge la vot.